Iov avea venerație pentru Dumnezeu, așa că s-a supus conducerii lui și nu a spus nimic cu păcat. Da. Așa e. În plus, era principial cu soția și copiii lui. Să găsim acel pasaj din cuvintele lui Dumnezeu. Bine. Sigur. Acesta este? Da, acela. E perfect pentru problema acestui nou venit. Atunci să avem părtășie despre asta. În ordine. Slavă lui Dumnezeu. Această părtășie mi-a clarificat lucrurile, și știu cum să-l ajut pe nou venit cu problema lui. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! E târziu! Ar trebui să mergem. În da. regulă. Să mergem pe drumul ocolitor. Bine. Fudan, da? Am terminat, grozav. Ceilalți au fost transferați. Tu trebuie să supraveghezi lucrurile. Ajută-i pe toți să-și dezvolte aptitudinile. Mm, bine. Ce este? Te supără ceva? Când văd că ceilalți merg să ude noi credincioși, sunt invidioasă. De ce? Udătorii reușesc mereu să aibă părtășie despre cuvintele Lui Dumnezeu. Comunicând mult despre adevăr, au speranțe mai mari să fie mântuiți. Dar eu sunt blocată să schițez imagini. Lucrarea mea de zi cu zi îmi solicită doar aptitudinile tehnice. Fac doar servicii. Aș vrea să pot merge să ud noi credincioși, așa ca ei. Nu e o perspectivă corectă. Mântuirea nu are legătură cu ce datorie faci. Și doar pentru că te pricep să ai părtășie, nu înseamnă că poți pătrunde în realitatea adevărului. De fapt, indiferent ce datorie faci, cheia e să te axezi pe urmărirea adevărului și pe urmarea principiilor adevărului. Înainte și eu gândeam ca tine, dar m-am răzgândit după ce am citit cuvintele lui Dumnezeu. Oh, experiența ta. Mm. Sigur. Se întâmpla anul trecut. Conducătoarea mi-a încredințat câteva întruniri de grup. După ceva practică, Înțelegeam principii. Puteam să discern stări prin care trec oamenii. Simțeam că această datorie m-a ajutat să aflu multe adevăruri. Dar diaconul cu chestiunile generale era urmărit de poliție. Așa că lidera mi-a încredințat mie să-i preiau datoria. Mm. Atunci, frați și surori au fost arestați rând pe rând. Erau multe de făcut. Să transportăm cărți, să găsim noi case de găzduire ca să-i pe ceilalți. Practic, în fiecare zi alergam, rânduind totul. Oh. După o vreme, am început să am toane și să fiu nemulțumită. Simțeam că era numai muncă de teren și că, umblând tot timpul, nu puteam câștiga adevărul. Oare aveam să fiu mântuită așa? Am început să mă opun acestei datorii. De mai multe ori, când am dus ceva la casele gazdelor, am văzut frați și surori având părtășie în întruniri. Mă simțeam nedreptățită și îi purtam ranchiună liderei. De ce am deduse datoria asta? Ei învățau atât de multe prin părtășie, iar eu doar făceam comisioane. Cum puteam câștiga adevărul astfel? Fără adevăr, n-aș avea viață și n-aș putea fi mântuită. Nu era o pierdere. Eram tot mai supărată și nu mai aveam motivație. Mm. Odată am aflat că nu mai era sigură casa unei surori, iar cărțile de acolo trebuiau mutate cât mai rapid într-un loc sigur. M-am întrebat, de ce sunt atât de multe sarci în generale? Consumă timp, dar nu pot câștiga adevărul. Oare nu fac toate astea degeaba? Gândind așa, n-am mai vrut să le fac. Dar situația era urgentă, așa că trebuia să ajut la mutarea cărților. Hmm. Pe neașteptate, imediat ce am terminat, au apărut probleme într-o altă casă unde erau ținute cărți. Mutând acele cărți, a fost iar același proces de a împacheta. Și după o zi de muncă, aveam doar nemulțumiri. Când m-am târât acasă extenuată, conducătoarea și diaconul de udare discutau despre lucrare. Lidera m-a întrebat, parcă doar ai dus o soră la o nouă casă de găzduire. De ce a durat atât? Când am auzit, m-am simțit nedreptățită. Erau toți împreună, având părtășie despre adevăr, iar eu alergam într-una, ce puteam câștiga făcând doar asta? Oricât te-aș face, n-aș ajunge doar o făcătoare de servicii? N-ar fi mai bine să rămân în casă? Având părtășie cu toți și discutând lucrarea? Aș putea câștiga adevărul și aș fi mântuită. M-am enervat tot mai tare și am ajuns deprimată și complet extenuată. M-am tot frământat. De ce mă ocupam de chestiuni generale? Dumnezeu voia să fac doar asta? Continuând așa, nu voi fi mereu doar un comisionar? Ce aș putea câștiga? A doua zi, trebuia să ne ocupăm de multe sarcini, iar eu m-am tot plâns continuu. Lidera a văzut că aveam o stare proastă și mi-a spus să reflectez asupra mea. A fost ca un avertisment. Așa era. Gestionând chestiuni generale, făceam lucrarea, dar mă opuneam în interior. Eram nemulțumită, făceam nazuri în datorie. Ba chiar m-am gândit că Dumnezeu era nedrept. Am realizat că eram într-o stare periculoasă. Nu mai puteam fi refractară. Trebuia să caut adevărul și să mă căiesc. Cum ai rezolvat starea în care erai? Am citit câteva cuvinte. Dumnezeu a tot puternic spune: Principiile pe care trebuie să le înțelegi și adevărurile pe care trebuie să le pui în practică sunt aceleași, indiferent ce datorie îndeplinești. Fie că ți se cere să fii lider sau lucrător, sau fie că pregătești de mâncare ca gazdă, sau ți se cere să te ocupi de unele treburi externe, sau să faci ceva muncă fizică, principiile adevărului, care ar trebui respectate în îndeplinirea acestor diferite îndatoriri, sunt aceleași. În sensul în care trebuie să se bazeze pe adevăr, și cuvintele lui Dumnezeu. Multor oameni nu le este clar ce înseamnă să fii mântuit. Unii cred că numărul anilor în care au crezut în Dumnezeu este direct proporțional cu șansa de a fi mântuiți. Unii oameni cred că cu cât înțeleg mai multe doctrine spirituale, cu atât sunt mai multe șanse să fie mântuiți, sau unii cred că liderii și lucrătorii vor fi cu siguranță mântuiți. Acestea sunt toate noțiuni și închipuiri omenești. Cheia acestui lucru este că oamenii trebuie să înțeleagă ce înseamnă mântuirea. A fi mântuit. Înseamnă, în primul rând, să fii eliberat de păcat, de influența satanei, și să te întorci cu adevărat către Dumnezeu și să-l asculți. Ce trebuie să dețineți pentru a fi liberi de păcat și de influența satanei? Adevărul, dacă oamenii speră să dobândească adevărul, Trebuie să fie înarmați cu multe dintre cuvintele lui Dumnezeu. Trebuie să fie capabili să le experimenteze și să le practice, astfel încât să poată înțelege adevărul și să intre în realitatea adevărului. Numai atunci pot fi mântuiți. Dacă o persoană poate fi sau nu mântuită, nu are nicio legătură cu. Cât de mult timp a crezut în Dumnezeu, cunoștințele pe care le au, dacă au daruri și puncte tari, sau cât de mult suferă. Singurul lucru direct legat de mântuire este posibilitatea persoanei de a dobândi adevărul. Așadar, astăzi, câte adevăruri ai înțeles în mod autentic? Și câte dintre Cuvintele lui Dumnezeu au devenit viața ta? În care dintre toate cerințele lui Dumnezeu ai dobândit intrarea? În timpul anilor tăi de credință în Dumnezeu, cât de multă intrare în realitatea Cuvântului lui Dumnezeu ai dobândit? Dacă nu știi, sau dacă nu ai reușit să intri în nicio realitate a cuvântului lui Dumnezeu. Atunci, sincer, nu ai nicio speranță de mântuire. Nu e cu putință să fii mântuit. Amin. Amin. Citind asta, am văzut că fie că e vorba de lucrarea de udare sau de chestiuni generale, astea sunt îndatoriri de făcut. Dumnezeu speră ca, făcând ne datoria, să avem o oarecare intrare în viață. Deși îndatoririle diferă, principiile adevărului pe care le practicăm sunt aceleași. Toți arătăm corupție, indiferent ce datorie facem. Cât timp căutăm adevărul când arătăm corupție, apoi ne schimbăm, putem progresa. Atunci putem să fim mântuiți. Dar dacă nu învățăm nimic atunci când se întâmplă ceva, sau dacă ceea ce facem nu are legătură cu practicarea adevărului, Dumnezeu o vede doar ca pe o lucrare și nu vom câștiga adevărul, cu atât mai puțin mântuirea. Însă am crezut greșit că nu puteam câștiga adevărul ocupându-mă de chestiuni generale și ca și fost o făcătoare de servicii. Credeam că fiind lider și având părtășie despre adevăr, Citind despre cuvintele lui Dumnezeu zilnic, progresai în viață. Puteai să câștigi adevărul și să fii mântuit. Nu era ridicol din partea mea? De fapt, un om care caută adevărul poate învăța ceva, indiferent ce datorie face, și apoi poate avea câștiguri reale. Ca în mărturiile video pe care le-am văzut, unii frați și surori se ocupă de chestiuni generale. Dar pot lucra la practicarea cuvintelor lui Dumnezeu, căutând adevărul și îndepărtându-și corupția. Se pot schimba după o experiență și își pot împărtăși mărturia adevărată. Da. Și există unii conducători care le citesc des altora cuvintele lui Dumnezeu și îi ajută. Dar, de fapt, nu practică ceea ce predică. Și sunt alungați. Aceste lucruri chiar se întâmplă, nu? Așa e. Să citești cuvintele lui Dumnezeu zilnic nu e același lucru cu urmărirea adevărului. Cheia este să practici adevărul și să faci lucrurile principial. Da. Dumnezeu nu arată favoritism, fiindcă oamenii fac îndatoriri diferite. Mm. Cei care nu urmăresc adevărul sunt cei care doar fac servicii. Cine urmărește adevărul are răsplată din orice datorie. Dumnezeu e drept, nu favorizează pe nimeni. Dar eu eram blocată în ideile mele greșite. Nu voiam să mă ocup de chestiuni generale deloc. I-am purtat ranchiună liderei că mi-a atribuit o astfel de lucrare. Nu am urmărit adevărul deloc. Am arătat corupție, dar n-am reflectat asupra mea. Dădeam vina pe ceilalți. Am crezut că Dumnezeu m-a pus să fac servicii. L-am înțeles greșit. Da. N-am învățat lecții în mediul acela. M-am plâns continuu. Ce lipsă de rațiune. Dacă aș fi continuat fără să câștig niciun adevăr, aș fi devenit o făcătoare de servicii. N-am putut să accept de la Dumnezeu lucrul cu chestiunile generale și să mă supun. Nu îmi puteam rezolva problemele, cu atât mai puțin pe ale celorlalți. Și voiam să fac lucrarea de udare în starea aceea. Nu-i Bada. Ba da, m-am gândit la ce a spus Dumnezeu. Mm -hmm. În cele din urmă, obținerea mântuirii nu depinde de ce datorie îndeplinește și dacă poate, să înțeleagă și să dobândească adevărul, să asculte de Dumnezeu și să se supună rânduielii sale, să nu țină cont de viitorul și destinul lor și să fie o ființă creată calificată. Dumnezeu este drept și sfânt și acesta este standardul cu care măsoară întreaga omenire. Standardul acesta este imuabil, iar tu trebuie să-ți amintești asta. Întipărește-ți acest standard în minte și nu te gândi să găsești vreo altă cale, să cauți vreun lucru ireal. Standardele cerute de el, de la cei care vor să fie mântuiți, sunt imuabile. Rămân aceleași, indiferent cine ești. Amin. Amin. Fie că cineva se ocupă de chestiuni generale sau e lider, cheia e să urmărească adevărul în timp ce își face datoria. Oamenii care pot fi mântuiți sunt cei care caută adevărul în mediul rânduit de Dumnezeu și se pot căi și schimba. Când am înțeles asta, inima mi s-a luminat. Așa e. Mântuirea nu se bazează pe datoria pe care o face cineva. Important e dacă urmărește adevărul în datoria lui și dacă firea lui se schimbă. Asta contează. Așa e. Am început să chipzuiesc: De ce eram reticentă să mă ocup de chestiunile generale? Am citit aceste cuvinte. Dumnezeu a tot puternic spune. Cel mai trist lucru referitor la credința omenirii în Dumnezeu este că omul își conduce propria gestionare în mijlocul lucrării lui Dumnezeu, și, totuși, nu acordă atenție gestionării lui Dumnezeu. Cel mai mare eșec al omului constă în modul în care, în același timp cu încercarea de a se supune lui Dumnezeu, și de a-i se închina, omul își construiește propria destinație ideală și urzește cum să primească cea mai mare binecuvântare și cea mai bună destinație. Chiar dacă oamenii înțeleg cât de jalnici, detestabili și vrednici de milă sunt ei, câți pot să renunțe cu ușurință la idealurile și la speranțele lor? Și cine poate să-și oprească proprii pași și să nu se mai gândească doar la El însuși? Dumnezeu are nevoie de cei care vor coopera strâns cu El pentru a-și completa gestionarea. El are nevoie de cei care îi se vor supune, dedicându-și toată mintea și tot trupul lucrării sale de gestionare. Nu are nevoie de oameni care întind mâinile ca să cerșească de la el în fiecare zi, cu atât mai puțin de cei care dau puțin și apoi așteaptă să fie răsplătiți. Dumnezeu îi disprețuiește pe cei care fac o contribuție măruntă și apoi se culcă pe lauri. El îi urăște pe acei oameni cu sânge rece care îi resping lucrarea de gestionare și care vor să vorbească numai despre a merge în rai și a câștiga binecuvântări. Îi urăște și mai mult pe cei care profită de ocazia ivită din lucrarea pe care el o face pentru a mântui omenirea. Asta pentru că acestor oameni nu le-a păsat niciodată de ceea ce dorește Dumnezeu să realizeze și să dobândească prin lucrarea gestionării sale. Lor le pasă doar de modul în care pot folosi ocazia oferită de lucrarea lui Dumnezeu pentru a câștiga binecuvântări. Nu le pasă de inima lui Dumnezeu, fiind preocupați în totalitate de propriile perspective și propria soartă. Cei care resping lucrarea de gestionare a lui Dumnezeu. Și nu au nici cel mai mic interes pentru modul în care Dumnezeu mântuiește omenirea și pentru voința Lui, fac doar ceea ce le place, într-un mod detașat de lucrarea de gestionare a lui Dumnezeu. Comportamentul lor nu este nici amintit de Dumnezeu, nici aprobat de Dumnezeu. Cu atât mai puțin este privit favorabil de Dumnezeu. Amin! Amin. Cuvintele lui mi-au dezvoluit starea. Eram reticentă să mă ocup de chestiuni generale, fiindcă nu aveam motivația corectă. O făceam ca să fiu binecuvântată, calculând mereu câștigurile și pierderile. Am plătit orice preț când ceva a fost în beneficiul meu. Dar imediat ce am văzut că mi fusese atribuite chestiuni generale, am văzut-o ca pe o pierdere am făcut o față lungă și am bombănit. Și chiar dacă am lucrat, am fost nemulțumită. Trăiam după filozofii satanice, precum fiecare om pentru el însuși. Să ieși mereu un avantaj și altele asemenea. Răsplata era mereu pe primul loc. Când mă sacrificam pentru Dumnezeu, făceam tranzacții cu el. De la început până la sfârșit, nu m-am gândit cum să-mi fac bine datoria. Mm. Chiar și în aceste condiții aspre, prima grijă nu era să apăr frații, surorile și bunurile bisericii, ci dacă merita să fac acea lucrare, dacă ar fi benefică destinației mele. Am văzut cum a corupt satana să fiu egoistă, fără pic de conștiință. Aveam inima împietrită. Eram o membră a Bisericii. Așa că orice proiect trebuia făcut ca să apăr interesele Bisericii. Așa e. Dar eu aveam un scop în orice făceam. Simțeam că aveam cu adevărat de pierdut dacă nu eram binecuvântată. Mă gândeam numai la cum să fiu binecuvântată. Mm. Faptele mi-au arătat că motivația pentru anii mei de efort în credință era doar pentru binecuvântări. Mm. Fără această părtășie, n-aș fi văzut că în spatele acestui comportament era o dorință de binecuvântări. Asta mi-a amintit de un pasaj. Cei care arată bunăvoință față de alții sunt răsplătiți. Și totuși Hristos, care a făcut... O asemenea lucrare între voi nu a primit dragostea și supunerea omului. Nu este acest lucru ceva sfârșietor? Am avut și mai multe regrete și m-am simțit groaznic citind acestea. Mâncasem și băusem atât de mult din Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu mă gândisem să-i răsplătesc iubirea făcându-mi datoria bine. Nu făceam decât să cer. Îi ceream lacumă lui Dumnezeu binecuvântări. Voiam să-mi dau o destinație bună. M-am bosumflat când nu am obținut exact ce am vrut. Conștiința și rațiunea îmi amorțiseră, iar asta îl durea pe Dumnezeu. Gândindu-mă la asta, m-am simțit și mai îndatorată. M-am urât că am fost atât de lipsită de conștiință. Am mai citit din Cuvintele lui Dumnezeu. Mm. În casa lui Dumnezeu, când ai ceva de făcut, fie că e o muncă grea sau obositoare, sau dacă îți place sau nu, e datoria ta. Dacă o poți considera drept o însărcinare dată de Dumnezeu, atunci. Ești relevant pentru lucrarea sa de mântuire a omului. Dacă ce faci? E relevant pentru lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omului și poți să accepti cu seriozitate însărcinarea pe care ți-a dat-o? Cum te va privi el? El te va considera un membru al familiei sale. Este o binecuvântare sau un blestem? E o mare binecuvântare. Amin. Amin. Acest pasaj m-a emoționat. Cui vrea să facă o datorie, Dumnezeu îi dă o șansă. Toate muncile din biserică sunt semnificative, chiar și cele care nu par a fi. Toate ar trebui să fie acceptate și luate drept datoria ta. Dacă încerci să urmărești adevărul în datoria ta și o faci conform cerințelor lui Dumnezeu, vei avea o șansă la mântuire. Dacă îți tratezi datoria ca pe o tranzacție sau un bilet spre împărăția lui Dumnezeu, oricât de mult trudești, nu vei pătrunde adevărul. Deoarece calea pe care ești este greșită. Să am ocazia să fac servicii pentru Dumnezeu e înălțarea lui și o binecuvântare imensă. Deci cum puteam face mofturi? Ar fi trebuit să o accept și să mă supun Asta ar fi trebuit eu să fac ca ființă creată. Mm -hmm. Dar eu nu prețuiam șansa de a urmări adevărul prin această datorie. Îmi trateam datoria ca pe o corvoadă, ca pe o monedă de schimb într-o tranzacție. L-am înțeles greșit pe Dumnezeu. Am fost atât de oarbă. Când am înțeles, nu m-am mai opus deloc. Am fost bucuroasă să accept acea datorie și să o fac bine. Acum știu că orice datorie e, trebuie să prețuiesc ocazia. Cel mai practic și important lucru este să devenim mai buni în datoria noastră. Așa e. Am mai citit un pasaj. Îl pot citi eu? Sigur. În îndatoririle lor, oamenii... Folosesc urmărirea adevărului pentru a experimenta lucrarea lui Dumnezeu. Înțeleg și acceptă adevărul, apoi îl practică. Atunci ei pot să-și îndepărteze firea coruptă și legăturile firii corupte a Satanei. Și astfel devin cineva care are realitate și umanitate normală. Datoria și acțiunile tale vor edifica oamenii și îl vor mulțumi pe Dumnezeu doar când ai o umanitate normală. Oamenii pot fi ființe create calificate doar când sunt lăudați de Dumnezeu. Așadar, referitor la datoria voastră, deși ceea ce sacrificați și oferiți sunt diversele abilități și cunoștințe pe care le-ați dobândit, acestea oferă canalul prin care puteți înțelege adevărul în datoria voastră. Și știți ce înseamnă să vă faceți datoria? Ce înseamnă a te sacrifica? din toată inima pentru Dumnezeu. Cum să țin lături firea coruptă? Cum să renunți la tine însuți și să nu fii arogant? Și cum să asculți de adevăr și de Dumnezeu? Numai așa puteți dobândi mântuirea. Amin. Amin. Din cuvintele lui Dumnezeu, am aflat că făcând o datorie poți să schimbi firea și să câștigi adevărul. Nu are nicio legătură cu binecuvântările. Orice datorie faci, urmărirea adevărului și axarea pe schimbarea firii sunt singura cale corectă. Mm -hmm. Motivul pentru care nu învățam nimic din datoria mea era că nu urmăream adevărul și pătrunderea în viață nu avea legătură cu ce datorie făceam. Credeam că sarcinile mele sunt o corvoadă. Când am arătat corupție, n-am căutat adevărul ca să o îndepărtez. Am fost apatică în datorie. Și nu am câștigat nimic. Iar firea mea nu s-a schimbat deloc. N-aveam cum să fiu mântuită astfel. Mm, da. Când am înțeles asta, am primit o cale de practică. Fie că mă ocupam de chestiuni generale, sau că îi udam și sprijineam pe ceilalți, nu puteam continua să tratez asta ca pe o sarcină. Trebuia să mă axez pe rugăciune și pe căutarea adevărului, și când arătam corupție, să reflectez și să caut adevărul ca să o îndepărtez. După ce am practicat astfel, foarte curând m-am înțeles mai bine și am câștigat o înțelegere mai practică a adevărului. Slavă lui Dumnezeu! Îmi amintesc că era o soră care îmi cerea mereu să mă implic în planurile ei. Ba chiar îmi cerea să o ajut cu lucruri simple, pe care le putea face singură. Ulterior, când mi-a cerut asta, mi-am corectat gândirea și n-am fost refractară. Când lucram împreună, am observat că nu ducea o povară reală, tânja după confort. Am vrut să-i semnalez asta, însă mi-a fost teamă că va crede că sunt un om dificil. Așa că i-am făcut pe plac. M-am gândit că puteam compensa eu. Nu i-am semnalat asta. După ce am citit cuvintele lui Dumnezeu și am reflectat asupra mea, am realizat că le făceam pe plac oamenilor. Părea că eram atentă și înțelegătoare, dar de fapt aveam propriul motiv. Iar acela era să-i fac o impresie bună. Asta n-ar fi fost în folosul vieții ei. Ar fi făcut-o să se bazeze mereu pe mine. Mm. Atunci i-am vorbit deschis și i-am spus despre corupția mea. Și despre problemele ei. După aceea, s-a schimbat, devenind mai activă în datoria ei și mai puțin dependentă de mine. Mm. Aceste experiențe m-au învățat că poți afla adevărul și îl poți pătrunde indiferent de datorie. Dumnezeu nu favorizează pe nimeni. Mm. Am realizat și că orice muncă fac sau orice situație înfrunt, important e să pot căuta adevărul. Și să-l pun în practică. Da, slavă lui Dumnezeu, părtășia ta mi-a oferit o cale de urmat.